Stanca și locuiesc în România. Auzi de zi mulți români denigrându-și țara, plângându-se. Românii sunt proști! Românii nu sunt buni de nimic! Suntem la coada Europei! Stați puțin că nu e chiar așa. La o analiză mai amănunțită, România este chiar o țară ok și a avut contribuții esențiale în evoluția lumii. Cibernetica, diorama, stiloul, vaccinul anticoleric, avionul cu reacție, insulina și așa mai departe au fost inventate de români. Poate că revolta multor locuitori de aici este totuși justificată. Nu rare au fost dățile când inventatori de alte naționalități au cules laurii în ceea ce privește diverse realizări ale românilor. Un exemplu concret ar fi insulina, descoperită în 1921 de către Nicolae Paulescu, dar pentru care doi eroi canadieni au luat premiul Nobel în 1923. Fie vorba între noi, nimeni nu a crezut în publicațiile lui Paulescu în ceea ce privește insulina, motiv pentru care el nu a fost nominalizat la premiul Nobel. Canadienii, în schimb, au folosit ca bază pentru descoperirea lor chiar lucrarea legată de insulina românului nostru. Până se descopere insulina, Nicolae Paulescu a fost un tânăr plin de speranțe, la fel ca noi. S-a născut în 1869, după care, între anii 1888 și 1897, a studiat medicina la Paris, după care a obținut titlul de medic cu teza cercetării asupra structurii spleenului. Până la începutul secolului al XX-lea, activitatea sa științifică s-a desfășurat cu pregătere în Franța. Din 1891 până în 1900 a lucrat ca medic în spitalele din Paris, timp în care a fost secretar la redacție la Journal de Médecine Interne. Între 1897 și 1898 a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris, unde obține titlul de doctor în științe. Din 1900 în 1931 a fost profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București, iar în 1911 începe studierea metabolismului glucidic și a patogeniei diabetului zaharat. Drumul până la descoperirea insulinei a fost unul lung și anevoios, savantul petrecând 3 decenii făcând cercetări asupra hormonului, a cărui deficiență duce la apariția diabetului. Stau și mă gândesc, eu nici n-am ajuns la al doilea deceniu de viață, iar hobby-urile mele se schimbă destul de frecvent, iar el și-a dedicat cea mai mare parte a vieții încercând să inoveze medicina, să le facă viața mai ușoară bolnavilor de diabet. Curiozitate, 3% din populația globului suferă de diabet. După nopți nedormite, sute de pacienți care i-au trecut pragul, prea puține cafele și lista poate continua. Pe data de 23 iulie 1921, Nicolae Paulescu a publicat descoperirea insulinei în România. Pe 31 august în același an a publicat descoperirea insulinei în Belgia, iar pe 10 aprilie 1922, deci un an mai târziu, a publicat primul procedeu de fabricare a insulinei, mai exact obținerea hormonului antidiabetic din pancreas. Curiozitate! Denumirea inițială dată de Nicolae Paulescu insulinei a fost pancreină. Savantul român a desfășurat o activitate foarte stufoasă de cercetare științifică, independentă de descoperirea insulinei în ceea ce privește fiziologia medicală, metabolismul glicogenului, diabetul, rolul pancreasului în asimilația nutritivă, coagularea sângelui hepatic, mecanismul morții subite, etc. Și când mă gândesc mie, mi-este greu să învăț câteva comentarii pentru BAC. De asemenea, pe baza cercetărilor asupra fiziologiei hipofizei și epifizei, a elaborat o metodă originală de extirpare a hipofizei la câine pe cale temporară, care ulterior va fi aplicată în chirurgia hipofizei la om. Haideți să recapitulăm. Nicolae Paulescu a făcut poate cea mai mare descoperire din medicină în secolul 20, insulina. A fost medic la Paris, profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București. A făcut descoperiri privind structura spleenului. Iar lista poate continua. Uitați aici! Acesta este un motiv pentru care să vă mândriți că sunteți români. Ca Nicolae Paulescu sunt mulți alții. Avem atâtea valori în țara asta pe care nu știm unde să le găsim și cum să le apreciem. Iar dacă vă mai aud că vă plângeți de modul în care a ajuns România acum și că toți acești oameni care au făcut ceva pentru țara noastră au rămas în istorie, dar în prezent nu se dezvoltă nimic, gândiți-vă că voi puteți fi schimbare. Sper că ați învățat ceva nou din acest clip. Eu am fost Anca, am fost aici de pe Zir România 10, inventator român, și până la următorul clip din această serie, adios!